sunt ce am făcut eu. Deci, am avut la un moment dat, am pus la crescut niște boci să fac niște mătcuțe de curiozitate și astfel am reușit să obțin niște botcuțe. Această familie, cum era ea, am împărțit-o în două, iar partea în care am scos mătcuța e mutată în partea dreaptă, aici am pus nucleu. Și acum vreau să verific dacă a ieșit mătcuța. O să vă mai arăt câte unul, că acesta e unul dintre ele și nu știu dacă a funcționat această metodă de a face nuclee. În primul rând mă interesează dacă a eclozat această mătcuță, mutată cu mâna mea în vodcă, adică vodcă artificială, bineînțeles. O să verific dacă a ieșit. Sau dacă o rosă. Se pare că a ieșit, o să vă arăt mai departe. Pare că a ieșit. Este chiar aici, dacă pot fi. O să o las. Pun la loc, nu o deranjez. De ce a ieșit această mătuță? Sunt măci făcute de mine. Larva mutată în botcă artificial. Bun, în același timp, în partea opusă aici, avem matcă. Matca bătrână care a fost aici. Iată, se va aduc botcă artificial aproape. Ea este ieșită de ceva timp. Iată așa arată botcă artificială și aici e căpăcelul. Deci, e bine. Acum să vedem dacă se va împerechea. Dacă nu se împerechează, o să o mutic înapoi cu matca bătrână toată albină. Aici trebuie un tratament. Un patru bețișoare. Îi fac tratament. Așa, patru bețe. Îi facem tratamentul și am terminat. Îi lăsăm în pace. Până cam o săptămână am zis eu până mătcuța se va împereche. Vom vedea ce vom face cu aceste mătcuțe. Încă nu știu ce voi face, dacă se vor împerechea, ce voi face cu ele. Asta a fost o situație așa mai de criză. Fiindcă mi-au reușit și am zis hai să le fac. Bine, o să vă arăt și încă unul, fiindcă sunt curios și eu de aceste reușite.
până atunci am mai bine. Iată aici o altă colonie. Și aici am făcut același lucru, am dat o boscă, da? Aici avem masca și aici avem borca. Ia se vede ce a ieșit. Dacă este mătuța, până acum la 1 nu am mătuța. Să vedem dacă aici este. E mai popular. Mult mai popular. Să vedem dacă avem mătuța pe aici pe unde. Nu este 100% reușită, dar să vedem cam câte am reușit. Unde au fost nucleele formate special pentru a crește mătuțe, este unde n-am nuclee făcute special pentru așa ceva, am recurs la această metodă de a obține mătuțe. Unde nu se reușește, o mific înapoi cu matca bătrână. Acum o să mă uit un pic după mătuță, să văd dacă ea există. Trebuie să am această confirmare, fiindcă dacă nu o am, nu fic la loc acest nucleu improvizat. Cu familia de bază de unde aparține. Adică din partea cealaltă trupului. Eu consider că este ea cumva. Încă albina stă foarte bine pe această ramă. Ia să văd dacă a ieșit. Aha, deocamdată n-a ieșit aici mătuța, trebuie să iasă. Chiar acum roade. Bun. E foarte bine, înseamnă că o să nu-mi place. Am văzut albina că o ajută să iasă. Da, da, să iasă. Bun, o lăsăm în pace pe aceasta. Vom verifica alt de pe lângă el. Albina stă foarte bine, înseamnă că o să o accepte fără nicio problemă. Tot cam peste o săptămână o să vin să verific. Poate chiar împerecheat. Acoperim, lăsăm partea asta cu matca, partea cu borca lăsăm acoperită, cam așa. În partea asta avem mătuța pe la care am format nucleu improvizat. Se vede? Această matcă va fi dată la o parte în toamnă. Ea depune ouă, ce este o matcă de 3 ani. E un moment în care am primit acest anul trecut, când am început din nou. Am primit diferite măci. Aceasta este una mai în vârstă, are 3 anișori. M-a ajutat mult să îmi revin. Ea depune ouă foarte bine.
Nu era mai, nu i-a mai rămas foarte mult albină. Depune ouă foarte bine. Albina a rămas în partea cealaltă. Se pare că a preferat botca în favoarea măcii bătrâne. Foarte bine. Înseamnă că este de schimbat și aceasta. Bun. Aducem tratament și lăsăm folia așa. Matca cealaltă va avea liber. Deci matca va avea libertate aerisire, iar când este botca vom pune folie. Bun, cam asta este. Vă voi mai arăta unul. Să vedem ce și cum. Iată aici o altă colonie, formată tot așa. Dar am văzut că albina nu circulă dintr-o parte în cealaltă, n-am mai pus nylon la urmișe să despart. Și sunt curios dacă e ecloza matca. Sau dacă va ecloza acum, în curând. Să verific acest lucru. Cum am spus, acestea sunt nuclee improvizate. Nu sunt formate. Atunci mi-a venit o idee în cap cum să fac și am făcut. Și aici albina prefera botca și aici este o mătcuță în care am făcut tot în ambustă. Și aici tot acum roade. Deci va ieși în curând și asta. Bun, cam atâta despre nucleele acestea. Acestea sunt nuclee improvizate în stup. Pe cum se vede. Iar unde măcile sunt bătrâne, nucleele formate au preferat boci. Asta deduc eu acum. Iar unde matca este de anul trecut și am făcut un astfel de nucleu, albina s-a dus spre matcă. Verific și matca, aici este o matcă de anul trecut este, dar ea n-a dat un randament foarte bun. Se pare că albina a preferat în mare parte botca. Este și aici albina destulă. Matca depune ouă. Arată bine. Fac tratamentul și într-o parte va fi folia lăsată și într-o parte nu. Bineînțeles, sunt despărțite de diafragmă, să nu credeți că nu sunt despărțite. Au urghinit separat. Acum aplicăm un tratament și închidem. Acest tratament, ca să înțelegeți, este și antinosema, și braulă, și varoa, și cuprinde cam tot ce e problema cu albinița. Și pui pietrificat, deci este bun la tot. Astea sunt nuclee improvizate. V-am arătat trei cazuri la trei stupi formați.
Ele vor fi desfințate după ce mărcile vor începe să ponteze, voi crea colonii puternice, să intră în plan iarnă, nu astfel de familie. Iată, am terminat, acum o să vă arăt ceva interesant la următorul filmuleț. Da? Vă las să descoperiți dumneavoastră.